Titlul de cel mai periculos loc din lume, după părerea mea, pe dreptate merge la bazinul Amazonului. Ce altceva interesant este în acest loc în afară de animale sălbatice periculoase? Păi, oamenii care tot timpul trăiesc, supraviețuiesc, lângă cei mai periculoși prădători de pe planetă. Cea mai obișnuită zi a cele mai obișnuite anaconde. Trezirea, scufundarea, găsirea unui caiman de mări împotrivite, dejunul și asta e cam tot. Acum poate să nu mănânce o săptămână întreagă. Dar se întâmplă așa că apa literalmente dispare. În așa momente, pe suprafața apei se creează niște insule plutitoare. Sunt compuse din plante acvatice și semi-acvatice, care se adună împreună. Se neagă, apoi se ridică la suprafață și formează niște discuri mari de plante. Localnicii le numesc matupas, dar pe aceste insulițe trebuie să mergi foarte atent. Poți da de jaguari, pume, caimani și șerpi amazonieni periculoși. Localnicii spun că anume pe aceste insule plutitoare trăiește anaconda uriașă mitică. Pe ea n-a văzut-o nimeni niciodată, dar și să verifice nimeni nu se apucă, nici măcar nu e veninoasă. Dar nu vă faceți griji, sunt o mulțime de alți șerpi amazonieni care pot cu siguranță să vă muște și să vă ucidă. Dar acest trib compus din 1250 de oameni care trăiesc în inima pădurii amazoniene niciodată n-a considerat șerpii motiv de îngrijorare. Se crede că în toată istoria existenței sale acest trib n-a văzut nicio moarte din cauza mușcăturii șerpilor veninoși. Nu, desigur că mușcați au fost, dar fiecare dintre ei s-a vindecat cu ajutorul plantelor, mai corect spus datorită cunoștințelor despre peste 2000 de plante medicinale, cunoștințe care se transmit din generație în generație. Pe parcursul a mulți ani, tribul a făcut cunoștință cu proprietățile lor de vindecare și le aplicau în practică. Poate că printre acele plante există tratamentul de la alte boli de care suferă omenirea. Oamenii de știință până când lucrează la asta. Iar noi acum ne vom adânci în pădurea Amazonului pentru a descoperi lacul anghilelor electrice. Dacă nu sună destul de înfricoșător, o să vă explic. Într-un mic lac trăiesc peste sute de anghile electrice adulte și asta e ciudat, pentru că anghilele se consideră creaturi solitare. Dar acestea nu doar că s-au învățat să trăiască împreună, dar și să vâneze în grup. De la început alungă peștii mici spre mal în grupuri și electrocutează victimele în același timp. Un comportament atipic, mai ales având în vedere că anghilele electrice sunt niște pești, iar peștii extrem de rar vânează în grup. Asta este desigur că periculos și pentru un om care a nimerit în întâmplare în lac. O chestie este să fie electrocutat de o anghilă solitară și alta este să devii victima atacului unei întregi găști. Dar ce tensiune pot produce aceste anghile care acționează simultan? Și iată că am reușit să aflu. Conform omului de știință David de Santana, un individ al acestei specii poate să producă 860 de volți, deci 10 indivizi produc 8600 de volți, cam atât e necesar pentru a alimenta 100 de becuri. Dar cum rămâne cu apa care nu are nevoie de anghile ca să ucidă? Pentru că fierbe. În ce sens? În sensul direct. Apa mortală poate fi găsită în partea centrală a Amazonului peruan. Este un râu special de 9 km, deși doar 6 întreg și 5 km din el este cu apă fierbinte. Dar credeți-ne că este de ajuns. O mare parte din curent în sezonul uscat e de ajuns ca să te ucidă. Poate nu instantaneu, dar mamiferele mici, reptilele, amfibienii, odată ce cad în apa asta, sunt fierți de vii. Așa că de la ei rămân doar oase. Apa poate ajunge până la temperatura de 94 de grade Celsius. Plimbându-te pe malul acestui râu care fierbe, trebuie să fii foarte atent. Posibil că vă interesează de ce oare acest râu fierbe, căci pe alături nu există nicio sursă geotermală sau vreun vulcan. Nici oamenii de știință nu sunt până la capăt siguri de ce apa se încălzește până la o temperatură atât de anormală.
Cea mai bună teorie, adică cea mai logică dintre ele, este cea care vorbește despre apa de ploaie ce nimerește în crăpăturile foarte adânci din scoarța terestră, se apropie de mantaua, ajunge la temperatura de fierbere, apoi se ridică în junglă încercând să doboare totul în calea sa. Dar știți ce m-a mirat cel mai tare? Localnicii se scaldă în acea apă. Da, serios, se bagă încolo și rămân vii. Bine, bine, se întâmplă asta doar după ploile puternice, când apa rece diluează apa clocotită. De obicei, apa din râu se folosește pentru prepararea ceaiului și a hrănii. Foarte comod! Ai ieșit afară, ai băgat cana în râu, ai pus pachetelul de ceai, pe alături a trecut vreo anacondă fiartă, minunat! Și doar țânțarii deranjează această idilă. Ei nu se găsesc însă peste tot. De exemplu, lângă Rio Negro, țânțarii aproape că nu există. E legat de pH-ul acid al râului. Dar Rio Branco este paradisul țânțarilor, fiindcă apele sunt pline de minerale. Iar dacă veți merge acolo noaptea, în zori sau la amurg, iată ce vă așteaptă. Noaptea, zorile și amurgul sunt momentele preferate ale țânțarilor. Ies la vânătoare și să eviți întâlnirea cu ei este aproape imposibil. Un tip special de țânțari care sunt purtătorii maleriei, femela Anopheles, mușcă doar între ora 9 seara și 5 dimineața. Dar mai există și febra galbenă, virusul dengue, virusul Zika și altele, care și ele sunt răspândite de țânțari. Dar în acele păduri și în altele trăiesc oameni. Riscă mereu să se îmbolnăvească cu ceva mortal? Și da și nu. Acest trip din Indonezia a găsit ieșirea perfectă din situație. Construiesc case în copaci. Probabil că unii dintre voi au făcut asta în copilărie. Doar că încercați să măriți înălțimea de câteva ori și veți obține locuințele acestui trib. În așa case pot locui până la 12 persoane, plus animalele de companie. Țânțarii nu ajung la așa înălțimi. La fel ca inundațiile, spiritele rele și alți vecini nu prea prietenoși. Iată așa, casele lor stau amplasate cam la 8-12 metri înălțime. Le este de ajuns. În Amazon, oamenii folosesc alte metode. Astfel, tribul Corubo își unge pielea cu lut pentru a speria țânțarii. Alte triburi preferă vopselele vegetale, care sunt și ele o soluție perfectă împotriva insectelor. Mai desenează pe piele și dungi, care ajută, într-adevăr. Oamenii de știință au făcut câteva cercetări, au adunat statistici și au concluzionat că atunci când nu ești dungat, ești de două ori mai apetisant pentru vampirii cu aripi. Apropo, așa lucrează și dungile de zebră. Acest trib Corubo este un exemplu foarte interesant de comunitate care trăiește în plină izolare. Adică n-au habar ce se întâmplă în lume în ziua de azi. Ei au lumea lor aparte, în care dacă veți da buzna, puteți să vă luați rămas bun de la viață. În pădurile Amazonului există și alte popoare care nu contactează cu alții. În statul Acre, reprezentanții unui dintre astfel de popoare se pare că trăiesc destul de bine. Cresc hrană, construiesc colibe, vânează cu săgeți și sulițe și nu vor deloc să fie deranjați de restul omenirii. Atât de tare nu vor asta că un avion ce zbura pe alături a fost întâlnit cu un val de săgeți. Ce să spun, era un mesaj destul de clar. Interesant este că unele triburi folosesc armele de oțel. Să luăm de exemplu tribul pe care oficialii brazilieni îi numesc indienii izolați. Încă din 1910 existau rapoarte despre faptul că făceau raiduri asupra satelor braziliene și fugeau cu macetele și topoarele. Se întâmpla atât de des și armele metalice erau folosite atât de mult timp că practic au devenit parte din cultura lor. Aceste instrumente le-au permis să curețe suprafețe mari de păduri, să sădească mai multe plante comestibile și să prospere. Dar după cum am spus, nu vor să se împartă cu nimeni cu viața lor înfloritoare, chiar dacă se află în perioada neolitică. Și chiar dacă persoana care a venit la ei vrea doar să-i ajute. Franciscato, expert în triburile amazoniene, s-a ocupat toată viața de protecția lor, dar a decedat, apropiindu-se prea tare de un grup indigen. Săgeata a nimerit mai sus de inimă și rana s-a dovedit a fi mortală. Având în vedere așa, istorie clar de ce localnicii se străduie să se țină departe de vecinii agresivi. Mai mult decât atât, am dat de informație că un trib indigen se poate proteja de altul. Ei folosesc practica săpatului gropilor foarte adânci în pământ.
E și foarte comod, ajută atât împotriva oamenilor cât și împotriva animalelor. Dar haideți să-i lăsăm în pace! Noi, oamenii în general, necătând la cât de sociabili suntem, putem fi periculoși. Mai bine este să revenim la animale! Dragi spectatori, peștele care poate să se bage în corpul uman. Faceți cunoștință, candiru, un pește de apă dulce care se găsește doar în părțile superioare ale Amazonului și a râului Orinoco. Candiru se hrănește cu sângele altor pești. Deseori seamănă cu un pește translucid, așa că este greu de observat în apa tulbure. Dar cel mai terifiant este interesul candiru pentru organele genitale ale oamenilor. Localnicii deseori avertizează călătorii că nu trebuie să se urineze în nicio circumstanță în timpul scăldatului, deoarece acest pește candiru minuscul poate să ajungă chiar acolo. Și este foarte alunecos, cu țepi lângă gură, căci trebuie cumva să se prindă de victimă. Odată ajuns înăuntru, parazitul mușcă până nu va găsi o sursă potrivită de sânge și va începe să se hrănească. Asta v-am povestit cel mai inofensiv scenariu. Există însă noutăți bune. Deși există o mulțime de istorii despre atacul acestor pești candiru, nu există cazuri confirmate. Unii cercetători consideră că sunt mituri, superstiții sau niște glume horror. Dar oricum n-ar fi, localnicii fac protecții din nuci de cocos și frunze de palmier, cu o mică găurică pentru nevoi, în caz de ceva. Biologul marin Stephen Scott a studiat cu atenție toate istoriile despre candiru, însetat de sânge, și a declarat că chiar dacă omul se va urina într-un râu unde se găsește candiru, șansele să fie atacat sunt foarte mici. Citez, ca și cum omul ar fi lovit de fulger în momentul în care este mâncat de un rechin. Sună destul de sigur, doar dacă omul nu se va scălda în râul Catatumbo. Pentru că acolo există cea mai înaltă concentrație de fulgere de pe pământ. Furtunele cu descărcări electrice se întâmplă în minim 160 de nopți pe an, uneori ajunge și la 300 de nopți, câte 10 ore pe zi, cu 16-40 de fulgere per minut. Desigur că în așa furtună activă, probabilitatea de a muri de la lovitura cu fulger este mai înaltă decât în orice alt loc al lumii. Așa că scăldatul acolo nu este cea mai bună idee. Totuși, bine că în Catatumbo nu se găsesc rechini. Prieteni, asta a fost episodul nostru de astăzi. Scrieți-ne în comentarii ce ați aflat nou. Nu uitați să ne dați un like și să apăsați pe clopoțel pentru a nu rata următoarele episoade. Pe curând!